Hai să vă arăt ceva fain. Banc. Da, azi păpăm de la Hotel Aventus. Hotel Aventus i-am plasat în Felix. Deci asta nu e doar pentru orădeni. Dacă veniți astăvară la Felix, vă recomand cu drag. Restaurantul s-a mutat la piscină. Am încercat pe cât posibil să vă arăt cât mai mult din locul ăsta. La comanda, hai! Povestea pe scurt și de ce Aventus? Pentru că am fost acum vreo o lună, două la ei și am mâncat un gulaș de vițel, fraților. Și am vrut neapărat să vi-l prezint, mi-am luat astăzi, plus încă ceva, vă arăt imediat, dar vă las aici să vedeți. Ce m-a surprins cel mai mult a fost faptul că un hotel de 4 stele în Felix are prețurile astea. Să ne înțelegem, nu zic că sunt mici, sunt mici pentru un hotel de 4 stele într-o stațiune. Și Răducu astăzi de la Aventus și-a luat un gulaș de vițel la prețul de 24 de lei, mi-a care cu pâine 5 lei, ardei iute 2 lei, așa, și mi-a luat un piept de pui cu mozzarella și trufe negre la prețul de 49 de lei. Un total de 86 de lei. Jos ochelarii, oricum vă legați non-stop de ăștia frustrații care nu încăpesc de ochelarii mei. Tava, șorțul, hai! Cipem cu gulașul. Uite acolo. Uite acolo. Mamă, cum miroase! Repet, ăsta știu cum e, l-am mâncat, e... Jur că-l ador. Băi, îi... Atât de aromat, atât de condimentat, atât de gust, parcă și un pic dulceag. De data asta n-am uitat ardeiul, dă și cu ardei să fie chicul ăla de picant. Și la felul 2 avem piept de pui cu trufe și mozzarella și cartofi cu parmezan, dar hai că vi-l aduc mai aproape. Uite, iau ce bine arată acolo, uite, și de acolo se văd trufele, de acolo frumos trufele și bă, stai o secundă, mi se pare mie sau... Da, frate, fii atent, sunt două bucăți, ești nebun la cap. Se vede acolo trufa, ai trufă răzuită, nu ulei sau cremă, direct trufa răzuită. Să nu uităm cartofii, care bineînțeles sunt de casă. Aventus. Să rămână pentru masă. O iau invers un pic așa aici la verdict. Încep cu pieptul de pui. Băi, foarte bun, spre foarte, foarte, foarte bun. Sincer, undeva acolo între ele. O să înțelegeți în curând, o săptămână sau două, când îmi termin plăcuța cu apelativele astea ale mele, cu descrierile astea. Dar revenind, pieptul de pui cu mozzarella deasupra, cu trufele, cartofii prăjiți de casă cu parmezan deasupra, toate împreună. Dar gulașul, gulașul ăla de vițel, fraților, o intra direct, direct în top 3 la mine, jur. Top 3 cele mai bune gulaș care le-am mâncat vreodată. Îi... aromat, condimentat, v-am zis, e un pic dulceag, îi. Așa că orădenii mei, într-o plimbare până în Felix, Hotel Aventus, nouă prețurile chiar atât de mari, vi le-am arătat, ați văzut, puteți să vă lași altceva, sunt convins că marea majoritate a chestiilor îs. Odată Hotel Aventus, rămâna pentru masă și în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă, poftă bună!